Cu prilejul sărbătoririi Zilei Independenței de Statul României, Zilei Europei și a victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial, militarii din Forțele Navale Române au participat luni 9 mai la activități evocatoare în București și în garnizoanele de marină Constanța, Brăila și Tulcea. La Constanța, comandantul garnizoanei, contramiralul de flotilă Daniel Căpățână, a participat la ceremonia de punere de coroane de flori la Monumentul Independenței de Statul României din parcul de la Casa de Cultură. La manifestări au mai fost prezenți comandanți de unități, cadre militare active și în rezervă, membrii ai asociațiilor de marină, veterani de război, oficialități locale. Un sobor de preoți, împreună cu înalt preasfinția sa Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, au oficiat un ceremonial religios pentru eroii căzuți la datorie pe câmpurile de luptă și pe întinderile de ape. Au fost depuse coroane de flori în memoria eroilor, iar garda de onoare a încheiat activitățile în pas de filare pe acordurile multimilitare a forțelor navale.